Bună ziua, oameni buni! O nouă emisiune, un nou primar care este în același timp și candidat pentru un nou mandat la primărie într-o primărie cu destule probleme generate atât de așezare cât și de lucruri care vin din trecut, dar care încet încet s-a stabilizat ca situație. Vorbim astăzi cu domnul Mancaș Ioan Petronel, primarul Comunei Pângăraț, primarul ales pe listele Partidului Național Liberal. Bine ați venit în studio! Bine v-am găsit! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor! Domnule primar, pentru cei care nu vă cunosc așa de bine, poate ne spuneți câteva lucruri despre formația dumneavoastră profesională și cum te-ați ajuns primar la Pângăraț. Provin dintr-o familie modestă, cu oameni simpli, forestieri, ca majoritatea pângărățenilor. Sunt un om modest, ambițios, îmi place pădurea, de aceea sunt și absolvent al Facultății de Silvicultură din Brașov, promoția 2023. Mi-am dorit foarte mult să lucrez, dar din păcate, nu ieșeau decât 5 numere din 6 și... Atât, dar 5 din 6 ieșeau. Dar 5 din 6. Și îmi iubesc Plaiul, unde am copilărit, am avut o copilărie extraordinară și nu m-am putut despărți niciodată de acest loc. Sunt dăruit lui, poate în alte condiții aș fi plecat în străinătate, financiar poate aș fi dus-o mai grozav, dar sunt foarte legat de Comuna Pângăraț, de locul în care am copilărit. Cum de-ați intrat în viața politică și până la urmă ați ajuns să candidați la funcția de primar? Am considerat la un moment dat că e timpul să ne implicăm, nu doar să stăm pe margine și să ne dăm cu părerea, ca să nu zic comentăm. Și zic că am făcut pasul la o maturitate și fizică și intelectuală. Adică trecusem, avusesem mai multe locuri de muncă, condusesem oameni, avusesem relații cu diferiți directori, cu diferiți manageri și am considerat că e timpul să fac pasul acesta. Doar implicându-ne, poate chiar indiferent de formațiunea politică, putem să facem o mică schimbare, să punem măcar o temelie sănătoasă pentru generațiile care vin. Și așa am făcut pasul în 2016, am intrat în echipa PNL Neamț, o echipă tânără, cu oameni deosebiți și mi-a făcut mare plăcere să fiu alături de ei. Ați intrat în 2016, ați ajuns primar în 2020. Cei 4 ani, din 2016 până în 2020, au fost niște ani de acumulări în politică? Da. Cea mai bună ucenicie pentru un viitor primar este cea de viceprimar. Deci nu cred că există altă ucenicie mai bună. Că atunci confrunți cu problemele unei comunități, direct de acolo, de jos, din teren, și apoi când te pui în fața comunității, știi în mare parte ce ai de făcut. Au fost 4 ani grei în care am muncit foarte mult și m-am implicat foarte mult, dar mi-au folosit pe viitor. Și în 2020, cu sprijinul și cu încrederea cetățenilor, am fost pus în fruntea acestei comunități și le mulțumesc pentru aceasta. Mă simt mândri de ei. Deci în 2020 ați preluat primăria, ați fost 4 ani viceprimar, da, înainte. 4 ani de primar, ce au însemnat? Dacă acum ar fi să aruncați o privire înapoi, ce spuneți că ați îndeplinit din ceea ce v-ați propus, care ar fi restanțele, cu ghilimele, dacă există, pentru că este o perioadă de, hai să-i spunem, tras linie, de socotit. Este foarte adevărat. Mi-am asumat un mandat de sacrificiu și am știut asta de la bun început. În primul rând că, într-adevăr, erau proiecte în derulare, erau proiecte încheiate, dar neachitate, eu nu le spun datorii, le spun restanțe la plăți și știam că va fi un început greu. Mai ales că începutul mandatului a fost în plină pandemie, când lucrurile erau blocate, nu doar în comunitatea noastră, ci în întreaga țară și poate întreaga lume.
Imediat după aceea au venit un val enorm de scumpiri care nu s-au oprit nici în ziua de astăzi și ne-au afectat pe noi în administrație enorm de mult. Nu spunem că nici războiul care bate la ușă nu ne-a afectat, ba, dimpotrivă, foarte mult. Și uite așa, așteptările s-au mai diminuat. Nu mai fluturi chiar așa steagul entuziasmului, dar acum sunt mai realist. Dacă la un prim mandat vii cu multe promisiuni, visezi că faci foarte multe, aterizezi cu picioarele pe pământ și îți dai seama că nu se pot înfăptui chiar atât de multe. Care sunt principalele piedici care vin și îți mai frâng din entuziasm? Pentru că, într-adevăr, toți cu care vorbești la primul mandat, ce vin, rup stele, rup, da, fac, exact. Dreg. Așa, și pe urmă, de ce se lovește? În primul rând, de birocrație. De asta se lovește, în primul rând. Lucrurile se învârt foarte greu. Vă dau un exemplu. Avem un proiect pe Anghel Salini, care, până la urmă, doar dacă mor, nu o să-l duc la îndeplinire, eu sau viitorul câștigător al primăriei, care ne-a dat bătaie de cap tocmai din cauza birocrației și a greutății obținerea vize. E ca învingerea unui blestem când ajungi cu un proiect de asta. Birocrația locală? Sau? Nu. Birocrația generală. Nu. Toate lucrurile decurg greu. Între instituții nu e corelare, nu e o comunicare foarte bună și lucrurile se mișcă greu. Dar sunt lucruri fundamentale sau sunt chestiuni din astea care te opresc din drum pentru că, na, așa e. De multe ori nu sunt lucruri fundamentale. Sunt lucruri simple, care s-ar putea desfășura mult mai rapid. Dar cât de mult contează asta pentru activitatea unei primării? Nu foarte mari, nu mici, cum este Pângăraț. Contează destul de mult, într-adevăr, că eu mi-asum și responsabilității, nu suntem nici noi cei mai buni. Asta cu siguranță, dar evoluăm. Chiar am pus o bază sănătoasă aici. Când am fost într-un schimb de experiență la Ciugud, renumita comună, l-am întrebat pe domnul primar ce ați realizat în primul mandat. Și el mi-a zis că o echipă. Și aia m-am străduit și eu. Deci o echipă este o echipă bună, este o temelie sănătoasă, este o pornire foarte bună pentru viitor. Dar te izbești de lucruri chiar simple uneori în relația cu multe instituții. Și nu o dau nume aici, că nu e frumos. Că mai trebuie să lucrați și cu ei și altă și dată. Și asta e adevărat, da. Da. Bun, haideți să vorbim un pic despre lucruri făcute. Deci, care sunt lucrurile cu care la care Pângărațul vine, poate să spună așa, dom'le, asta am făcut, de aici pot să merg mai departe sau? Vă și spun, ca să schimbăm pe termen lung o generație, trebuie să lucrăm la educație și la cultură. De acolo trebuie să pornim. Putem să ne străduim noi să asfaltăm toate comunele, să le canalizăm beton, dar dacă nu lucrăm la copii, la educația lor și la cultura lor, nu o să realizăm pe termen lung. De asta eu m-am îndreptat destul de mult spre partea asta, de fiind sprijinul școlii, cu cât s-a putut, că nu au fost bugete răsunătoare la comuna Pângărați, o comună cu un buget mediu și mic. Dar am încercat să intervenim aici cât mai mult și chiar cu ajutorul școlii, condusă cu o mână foarte de doamna director, s-au făcut lucruri minunate. Și vizibile, adică și lucruri, acoperișuri, garduri, care nu au un impact mare într-o comunitate. Nu se văd atât de bine ca 3 km de asfalt, dar s-au făcut. Și s-au lucrat la partea asta de educație, câte un pic, câte un pic. Am repus comuna Pângărați pe harta culturală a județului și nu numai. Este da. Foarte important lucrul ăsta, iarăși. Am fost la un festival de muzică, deci nu mai știu, folk parcă sau și da, populară da. Și folk. Am stat, la noi a fost atunci un eveniment neplăcut în redacție și n-am putut să stăm foarte mult, dar am filmat tot festivalul. Am rămas impresionat și de locație, care arată da. Foarte bine pentru comună, deci locația este foarte, foarte, adevărat. Foarte bine și de ce am văzut acolo, sincer. Ca să nu mai spun că avem și niște copii extraordinari. Deci au o
devotament și sunt atât de dedicați, de la șah până la basket, nu s-au întors niciodată fără o diplomă sau cu capul jos. Deci extraordinar, nemeașteptat, adică suntem în fruntea celor 82 de comunități din județ, ceea ce mă face asta foarte mândru și le mulțumesc. Da, e un motiv de mândrie. Da. Haideți acum să mai spun, uite, eu sunt de formație profesor de istorie, da? M-am mirat și am insistat la colegii mei să stea de vorbă cu o fată de la Pângărați, care a luat, era prima, s-au făcut contestații și a ajuns a doua, mă rog, nu discutăm aici. Da. Tatiana Băjenaru, dacă nu mă înșel, exact, în clasa 8-a, da. O fată deosebită. Am văzut ce rezultat are. O fată super. Deosebită cu un rezultat foarte bun, ceea ce înseamnă că acolo se muncește. Dar am văzut că nu numai acolo, adică nu numai la istorie, ci și la alte materii există. Ce atenția acordată școlii pune bazele unei comunități. Absolut, absolut. Și acum să revenim la partea de proiecte. În primul rând am dus mai departe proiecte care au fost pornite în mandatul domnului Bordea, într-adevăr de dumnealui, și în care am fost implicați pe parcursul celor 4 ani de viceprimar, că am colucrat împreună. Le-am preluat undeva la 50-60%, cel puțin două dintre ele mai mărețe, unul de care ați pomenit, Căminul Cultural și o grădiniță. Am reușit să le duc la bun sfârșit. A fost un efort destul de mare. E ca la maraton. Nu primea 100 de metri e grea, ci ultima 100 de metri. Așa s-a întâmplat și cu proiectele acestea. Le-am dus la bun sfârșit. Pe lângă acestea au mai fost proiecte micuțe. Gabioane pe aici, pe acolo, câte un zid de sprijin, câte o subzidire, câte un gard, câte un acoperiș. S-au mișcat lucrurile. Nu cu impact. Din cauza că vorbim de fonduri europene, dar linia de finanțare care ne-ar fi ajutat foarte mult pentru drumuri, de exemplu, pentru modernizare de drumuri, ne dezavantaja foarte mult condițiile de eligibilitate. Adică nu primeam punctaj pentru astfel de din cauza numărului de locuitori? Sau? Nu, din cauza condițiilor, de exemplu, vă dau un singur exemplu. Să ai un obiectiv pe drumul care îl modernizezi. Deci trebuie să ai un obiectiv. Mănăstire, spital, școală, pe alea. Și nu aveți chiar pe toate drumurile câte un obiectiv. Nu este, din păcate. Că spre mănăstire n-ați avea nevoie așa de mult. Ce ne interesează mai mult pe viitor, dacă rămânem tot la partea asta de proiecte, chiar dacă suntem o comună de munte, dintr-o zonă de munte, să știți că ne-am confruntat foarte puternic cu seceta. Au secat aducțiuni, izvoare, puțuri, chiar și un puț al primăriei, unul din sistemele de apă de la primărie a secat. Deci asta este o problemă care, începând chiar de prin 2018, de la an la an s-a acutizat, iar anul trecut a fost vârful de secetă. Și asta e una din principalele probleme, chiar într-o comună de munte. Da, dumneavoastră aveți sistem de canalizare și de aducțiune? Nu, avem sisteme de aducțiune, 5 sisteme de aducțiune, care sunt la limita exploatării. Da. Și vă ocupați dumneavoastră de ele, primăria? Nu sunt date operatorului regional, noi le gestionăm. Da. Și este un efort foarte mare pentru o comunitate, pentru 5 sisteme de apă. Da, și cu canalizarea cum stați? Ce aveți planuri? Sau? Acum, unul din cele mai frumoase proiecte și cred, eu aș zice, cel mai important, că apa e primordială într-o comunitate, începând de toate celelalte, apa și urmată de energie. Am demarat două proiecte cu aducțiuni prin gravitație, în două sate, Pângărăcior și Oanțu, și sperăm să fie eligibile. Da? Pe unul din ele este și canalizare și sperăm să fie eligibile și să ajungem la 100% aproape din populație cu apă în casă. Ceea ce ne va ajuta foarte mult și la combaterea secetei, care se pare că nu o să scadă de la an la an. Adică am fost chiar în poziția de a transporta apă la unii locuitori. Și am făcut niște racordări, niște extinderi în situații de urgență pentru a nu lipsi apa din casa locuitorilor. Știți cum când vorbiți dumneavoastră acolo,
că nu aveți apă și dacă cineva trece prin Pângăraț, da, se uită stânga, exact, se uită dreapta. Exact. Și cum nu au ăștia apă, Doamne, da, iartă-mă, că da, au lac aici, au, da, lucrurile nu stau chiar așa. Da. Vezi? Da, interesant. Bun, ce alte probleme, ce alte proiecte mai aveți? Iarăși un proiect care la prima vedere el nu pare de impact, dar e foarte important pentru bugetul primăriei. Avem un proiect cu panouri fotovoltaice care ne-ar suplini consumul de energie electrică în condițiile în care factura e foarte mare. Având și grupuri de pompare, iluminat stradal, care... Dacă aveți 5 acolo sunt consumuri, da, foarte, foarte mari. Și cam cât de mare ar fi acest proiect? Este un proiect, nu e într-un singur loc, că zonele de munte nu ne permit lucruri să avem un singur parc. Avem în mai multe locații panouri de instalat și sperăm să-l ducem la bun sfârșit. E cumva ciudat așa. Sunteți aproape de... De hidrocentrala. De Stejarul, Dimitru, da? Dimitru Leonida, da. Da, deci Dimitru... Deci stăm și ne gândim, dom'le, punem panouri pe munte ca să scădem curentul, prețul la, da, curent electric, în condițiile în care, la câți kilometri e grupul? E în centrul comun, e centru... turbinele, dar da, prețul e același pe care îl achităm, nu e altul. Da. Da. Un alt proiect foarte important, pentru care am și primit prin Angel Salini 1 milion de euro, e extinderea rețelei de gaze. Noi avem o rețea de gază doar într-un singur sat și nici el în totalitate. Și ne-au fost alocați 1 milion de euro, nu este suficient. Asta vreau să vă întreb, cam cât? Ultimul calcul făcut chiar de Delgaze era undeva la 2.200.000 de euro, asta acum vreo 4 ani, probabil acum este mult mai mare. Nu e suficient, dar ne ajută să fie un prim pas bun și sănătos. Și cu atât mai mult cu cât, mă scuzați, trece chiar conducta prin comuna noastră. Aveți un avantaj aici, că trece conducta prin comună. Un avantaj pe o parte și e chiar frustrant să treacă magistrala Platinei conducte. Ne-am confruntat cu aceeași problemă ca și celelalte localități, ca și Piatra Neamțu, că a fost înlocuită. Adică trece conducta, îți răvășește terenul, îți supără populația, nu se poate construi pe lângă ea. Adică sunt niște piedici. Partea asta, dar tu nu ai gaz. Asta, într-adevăr, e frustrant, da. Sperăm că o să găsim înțelegere și o să ne ajute mult mai mult Delgaz în acest scop. La cine se ocupă, practic? Trebuie să lucrați cu Delgazul numai sau puteți găsi un alt operator? Că sunt zone în care... Acolo la noi nu este. Pentru distribuție, el este operatorul și la el am și făcut vreo 2 încercări de extindere a rețelei de gaze, doar că cota noastră de participare la aceste proiecte era mult prea mare pentru cât suporta bugetul comunei noastre. Dar având acest început sănătos, care a fost obținut cu sprijinul partidului din care fac parte, trebuie să recunosc, 1 milion de euro e un pas sănătos. Acum că tot ați amintit de partid și de asta, mă uitam pe alocările din cota de 6% pe care Consiliul Județean o are la dispoziție pentru finanțarea proiectelor care vin de la UAT-uri. Dumneavoastră cât ați primit? 100.000 am primit. O, deci 100.000, adică stați bine față de alții care au primit. Nu, e grozav. Ne mulțumim și cu puținul, dar sincer speram un pic de schimbare de atitudine și sper totuși, indiferent cine vine la Consiliul Județean, să schimbi un pic atitudinea de distribuire a ajutoarelor astea, indiferent de culoare politică. Cetățenii unei comunități nu sunt vinovați că liderul face parte dintr-o culoare politică sau din alta. Trebuie respectați toți. Așa mi se pare corect. Mă uitam aici la toate primăriile care încep cu P. Păstrăveni 600, Pâncești 600, Pângărați 100, Petricani 700, Piatra Șoimului 700, Pipiric 700, Podoleni 6, Poiana Teiului 6, Poienari 6. Deci... Da, mulțumim bunului Dumnezeu, ținem capul sus și cu milionul ăla. Nu mergem să pupăm niciun ghiul, să ne milongim. Ținem capul sus, o să ne descurcăm și cu 1.100.000. E binevenită, știți? Poate până la urmă
o bătrână dintr-o pensioară mine gestionează atât de bine bănuțul încât se descurcă. Asta încercăm și noi să Eu facem. am înțeles, dar totuși Da, chestiunea da, asta da. cu... E un fel de, hai să-i spunem, discriminare care se face vis-a-vis. Există două variante. Dacă te duci pe varianta oficială, că se dau pe proiecte, ar însemna să spui așa, toți primarii dintr-un anumit partid nu au proiecte și numai ceilalți au Da, proiecte. exact. Ceea ce nu cred că pot să spun. Eu încă sper că se va schimba atitudinea aceasta. Indiferent cine ajunge în fruntea județului, la Consiliul Județean. Spuneați despre echipă. Vorbiți-mi un pic despre echipa pe care ați format-o. Cu bune, cu rele. E o echipă, am avut o echipă și mai bogată, între timp s-a scindat un pic, imediat ne-am mișcat și Fata am crescut. Morgana, nu? Se întâmplă în politică, se întâmplă orice, nu trebuie să suferim șocuri din partea asta. Imediat ne-am mobilizat, am creionat o echipă de care chiar sunt mândru, îmi place și sper să mergem mai departe, să izbândim, să avem rezultate. Eu sunt un om destul de echilibrat și destul de pacifist de felul meu. În fine, e bine totuși să nu trezești ursul când doarme în bârlog. E bine să fii miel, dacă în jurul tău sunt lupi, e bine să fii leu. Știți cum se întâmplă? Și chiar am purtat discuții cu ceilalți candidați să putem duce o campanie de bun simț, responsabilă, că până la urmă suntem membri aceiași comunități și așa e frumos. Sunteți unul dintre puținii primari, fost viceprimar, care amintește de fiecare dată, și asta am observat-o în timp, nu acum, Da. despre faptul că a continuat proiectele primarului Da, care a este fost în adevărat. trecut și nu l-am auzit să spună lucruri rele despre foștii primari, ca să nu fie rău. Nu, fiindcă chiar și acele restanțe pe care le-am luat eu în cârcă, am spus nu datorii, restanțe la plăți, sunt restanțele la plăți unor proiecte pe care eu le-am aprobat, le-am sprijinit, am lucrat la ele, tot pentru cetățenii au fost făcute. Că mi-au rămas mie, asta a fost sacrificiu. Le-am dus mai departe, în timp, cu puțin câte puțin, am ajuns pe linia de plutire și putem să ne dezvoltăm și să înaintăm Bun. sănătos. Care ar fi cheia de dezvoltare a comunei de acum încolo? Trebuie să ai o echipă foarte competitivă. Iar partea asta cu statutul funcționarului public nu mi-a plăcut niciodată. E prea puternic statutul ăsta. Deci Dar un funcționează. angajat ar trebui să știe că dacă nu-și face treaba, mâine pleacă acasă. Asta le-am spus-o la trei prim-ministri, cum vă spun și dumneavoastră. Da. Dar încetul cu încetul, dacă atunci când ești lider, nu dictator sau nu șef, poți, nu există oameni răi. Există proști conduși sau neajutați să evolueze. Există Trebuie să... oameni proști conduși sau Da. există oameni proști și Da. Trebuie conduși? să-i ajut și în primul rând să le demonstrezi tu că știi ceva și apoi să le ceri lor. Și atunci, cu siguranță, ei te vor respecta foarte mult și vor căuta să evolueze. Eu sunt mândru de colectivul meu, cu bune și rele, chiar îi respect, îi apăr și cred că am făcut o echipă bună, sper să facem și în continuare. În ce măsură sperați ca în mandatul următor să aveți un sprijin mai mare de la Consiliul Județean? Fiindcă am fost, și mă repet, îmi cer scuze, un om echilibrat. Da, echipa mea este mai bună și sunt convins de asta, echipa PNL. Dar niciodată nu am împrumutat cu noroi și nu voi face, nici la nivel local, nici județean. Și eu sper totuși să vină altă gândire, că trebuie să recunosc și la nivel național, cel puțin punctul meu de vedere, și în partidul nostru concurent, a venit și o altă generație. Că încă mai e influențată de vechime tehnie, e cu totul altceva. Dar se simte și o altă generație și acolo. Se simte și la județ în organizația PNL. Se simte altceva și eu sper ca gândirea să fie alta, să renunțăm la luptele astea politice și să ne luăm mână de mână, să facem Piatra Neamț, sper, la Moldovei. Pângăraț, Alexandru cel Bun sunt poarta de ieșire spre o zonă de un potențial enorm turistic. Trebuie să exploatăm toate lucrurile astea, ne dăm mână cu mână și să răsărim un piculeț și în Moldova, că ar fi păcat.
Cum stați la nivelul, hai să-i spunem, turismului la dumneavoastră? Aveți mănăstire acolo care e vizitată de foarte multă lume, dar în rest... Potențialul turistic este enorm al comunei comunale. Nu aș zice, dar cred că e cea mai frumoasă comună. Pentru mine oricum e cea mai frumoasă. Ca și copiii mei și nevasta mea, sigur e cea mai frumoasă comună. Are un potențial enorm comuna Pângăraț, neexploatat din păcate. Încetul cu încetul. Ideea avem. Ar mai trebui să mai apară și niște linii de finanțare și pe partea asta. Că, într-adevăr, sunt subțirele. Eu, sincer, nu-mi trebuiau stâlpi inteligenți și băncuțe cu difuzoare în comună. Și nici băncuțe unde să-ți încarci telefonul exact, cu iPhone. Chiar asta vreau să spun. Aș fi vrut, de exemplu, fonduri pentru un parc în aer liber, să amenajez un parc verde cu tot ce trebuie. Mi-a plăcut să amenajez un parc de distracții, să fac un traseu turistic. Asta m-ar fi ajutat foarte mult. Teren de sport aveți? Terenul avem, da. Și o echipă chiar grozavă, le mulțumesc, au contracte cu zero la plată acolo, vin și joacă pentru comună băieții, le mulțumesc foarte mult pentru asta și chiar au avut o revenire grozavă în retur acum. Deci aveți și sport, avem. La nivel de cultură. Stăm bine? Stați bine. Am văzut că aveți și un campion la șah, dacă nu mă înșel. Da, da, grozave, chiar vecin cu mine. O grozăvie de băiat, modest și foarte sensibil. Da, deci semne bune sunt așa de comunitate care tinde să fie unită, să-și facă un asta viitor. Asta a fost din primul meu pas în primărie și nu mai. Din primul meu pas, să zic, în adolescență, că poate... Bă, copil, n-am știut, am căutat să unesc. Și spune, dezbină și condu. Nu asta a fost ideea. N-am căutat să dezbin cetățenii din sate între ei, n-am căutat să dezbin colectivul din primărie, n-am căutat să dezbin nici măcar partidele între ele. Din contră, am avut ședințe așezate de Consiliul Local, tot timpul am căutat să unesc. Și cu ajutorul mănăstirii care ne vechează de acolo de sus și cu ajutorul Dumnezeu, a fost pace. Acum ne apropiem de finalul acestei discuții. Spuneți-mi, ați avut oferte să părăsiți partidul? Bineînțeles. Deci ați avut și dumneavoastră. Dar noi, în politică, este, cred că până la urmă e normal. Așa. Pentru mine, migrațiile... Nu mi se par foarte sănătoase. Eu ar trebui penalizate mult mai agresiv migrațiile. Și nu mă refer la mine. Așa, în general, chiar îi spuneam unui coleg că dacă cineva, până la urmă, tot o trădare, dintr-o mai mică măsură, dar tot trădare îi se spune, în păcat. Dacă îi trădezi în timp de pace, când nu te presează nimic, păi atunci dacă vin rușii pentru tine, peste tine și ți-e și viața amenințată, atunci ce faci? Atunci... Vorbești rușește. Nici durează o fracțiune de secundă și ai, deci contează foarte mult să fii vertical. Nu că nu ne-am născut nimeni în culori politice. Asta este clar. Caderăm din niște principii și ne place. Eu o să rămân alături de echipa liberală și de domnul George Lazar, că mi-a oferit sprijin atât cât s-a putut și mulțumesc pentru asta și dăm înainte. Deocamdată cât Dumnezeu îmi veghează și mi-arată drumul prin politică, să zic așa, nu fac pași stânga-dreapta. Eu zic să încheiem așa, cu acest mesaj optimist pe care l-ați transmis și vă doresc succes în campanie, să ne vedem și după, să vedem ce au votat oamenii, dacă au ales continuitatea și dacă acceptă firea aceasta dumneavoastră împăciuitoare, împăcitoristă, care construiește din aproape în aproape. Acesta a fost emisiunea de astăzi. Îi mulțumim domnului primar pentru participare și pentru liniștea pe care o transmite. Mai e rar așa oameni care îți vină de pe o funcție de primar să fie atât de liniștiți. Mulțumim frumos, cele bune. Mulțumesc și eu. Să ne vedem. Sănătate tuturor. Să ne vedem cu bine la următoarea emisiune.